Bună, dragilor! Cred că m-am îmbrăcat cam gros. Mi-am mai pus și eșarfă la gât. Noi cum stăm pe spate, mi s-a părut că e destul de rece afară și am zis hai să iau, să-mi iau eșarfa asta, să-mi o pun la gât, că cu siguranță o să-mi fie frig. Plec cu mașina la servis, mă duc că trebuie să-mi schimbe discurile și plăcuțele, iar apoi trebuie să vin pe jos, că o să las mașina acolo cam 2-3 ore, nu știu exact cât durează. Și am zis să mă îmbrac mai bine, să nu fie frig, iar la mașină mi-arată că sunt 15 grade și jumătate, deși nu se simte atât de cald, cel puțin cum am venit eu printre blocuri. Este cam rece și cam curent și adie și puțin vântul, mai ales acum că m-am băgat în mașină, mi-e cald de mor și cu geaca asta pe mine și cu eșarfa asta. Nici nu știi cum să te mai îmbraci pe aici, pe la noi, prin Brașov. Vremea e tare schimbătoare, tare ciudată. Se aude de la motorul meu? Adică de la motorul de la mașină sau... Ce se mai aude? Că nici nu știi ce să te mai aștepți la mașina asta. Deci de la începutul lunii lui ianuarie a început să pice una câte una și nici nu știi ce să mai crezi. De la mașină, nu e de la mașină, la ce să te mai aștepți, că nu știi ce urmează. Afară este senin, este soare. Dacă n-ar adia vântul mai tare, ar fi super fain. Și ieri m-am apucat să-mi fac și eu unghiile, dar n-am reușit să le termin. Deci astea două trebuie să le pilesc, să le dau forma dorită. Așa. Nu știu dacă o să reușesc. Ieri a fost sărbătoare, am o grămadă de treabă. Deci am despălat, cred că, vreo 5 ture de rufe. Trebuie să dau cu aspiratorul, trebuie să dau cu mopul, ar fi trebuit să șterg și praful, să periesc covoarele, doar că acum este 1.38, deci clar n-am nicio șansă astăzi, mai ales că îmi duc mașina, mă întorc pe jos, după care mă duc pe jos, iar îmi iau mașina, vin, trebuie să și gătesc, am scos niște carne tocată de pui la dezghețat, vreau să fac o ciorbă de perișoare și trebuie să iau ceva afumătură, că aș vrea să fac o afumătură, așa, na, plus... Și treaba mai am pe acolo, așa că nu știu că o să reușesc să-mi termin unghiile. La mâna stângă mi-am dat forma, doar că trebuie să dau și la mâna dreaptă la ultimele două unghii, plus că vreau să, nu știu, să mă gândesc ce model să-mi fac. Aș vrea să-mi fac unghiile roșu și să le fac așa cum, adică să fie stiletul ascuțite. Și am mai vrut să vă zic ceva, dar nu mai știu. Mi-am pierdut ideea. Am uitat de la mână până la gură. Așa că o să mă apuc să plec. Plec, pornesc la drum. Știți cum sunt eu? Vreau să fac mai multe chestii într-o singură zi. Și sunt dați în care funcționează această treabă. Deci mor de cal cu eșarfa asta. Trebuie să o las în mașină. Și sunt dați în care nu funcționează. Nu-mi ies planurile. Mamă, trebuie să las geamul ăsta, că și mor aici. Și mi-am ridicat cuiul ăla, sau cum se numește, blocatorul acela, ca să-mi găsesc parcarea, pentru că este jale cu parcările pe la noi prin... și nu cred că numai pe la noi prin Brașov, dar oricum e destul de ciudat. Așa că... Deci să văd că aici nu am vizibilitate bună. Sunt foarte multe mașini parcate și nu reușesc să văd bine. Am o programare la ora 2 și este 1.41, dar am zis să plec mai repede. Puteam să mă duc să-mi las mașina de dimineață, dar am avut treabă, așa că o să mă duc acum să-mi las mașina. Și gata. Bine, ajung la timp, se poate apuca de ea. Păi am întorc să văd ce mai reușesc să mai fac din treabă. Și mâine pot să mă duc să-mi iau mașina, nu-i problemă să o iau de la servis. Dar o să văd, o să mă gândesc dacă mă duc mâine sau dacă mă duc astăzi, în funcție de când e gata. Dacă mă sun așa târziu, după 4 și jumătate, nu știu dacă o să mai am chef să ies, deși e vremea frumoasă. Poate îl conving pe Marc să vină cu mine cu rolele. Și acum am vrut să iau cu mine la plimbare, dar nu, n-au vrut. Azi că nu te-ai nimerit cu mine, așa mi-a zis Marc, ci că nu te-ai nimerit cu mine. Zic, bine, Marc, nu m-am nimerit. Dacă nu m-am nimerit, ce să fac?
dacă ați pățit în trafic, dar sunt sigură că ați pățit, să îmi iau banda asta că n-am ce să fac, să accelerați și când vreți să accelerați să mergeți mai tare, cel de lângă, fie că e pe banda 1 sau fie că e pe banda 2, să accelereze și el și să nu te lase să-ți iei banda pe care o vrei, că na, poate tu vrei să mergi să faci la stânga, poate vrei să mergi să faci la dreapta și ai nevoie să ajungi pe banda cealaltă. Nu, eu pățesc de multe ori în trafic să nu mă lase, să fie atât de, nu știu cum pot să numesc cuvântul ăla, egoist, cred că e cel mai potrivit, să zicem așa. Nu pot să-mi dau seama, fratele meu, parcă zici că îi mănânci strada, parcă zici că iei mașina, chiar nu pot să mă gândesc. Așa, uite, am și un loc de parcare, că am ajuns la servis. Numai bine, am și locul ăsta de parcare aici, fix în față, mai bine nu se putea. Parchez și o mașinuță aici. Ia să o dau mai în spate. Și gata. La fix am venit, că uite, mai tot vin mașini în spatele meu. Gata. Să lase șarfa asta, nici nu știu să o las în mașină. Verificat, să-i dau scaunul, că eu dacă sunt mică de statură, să nu râdeți de mine, dar am bluză de pijama pe demesul. N-am avut timp nici să mă îmbrac, poate că o să vi se pară ciudat, dar n-am avut timp, așa că să las scaunul ăsta mai în spate, că aici nu sunt numai piticoți ca și mine, sunt oameni crescuți, nu necrescuți. Pe mine nu m-a tras de mâini și de picioare cum ar trebui. Ia să vedem, oare să-mi iau asta? Nici nu știu, hai că o iau, că nu-mi cade mâna să car și șarfa asta cu mine. Și mi s-a pătat geanta, foarte urât, cu ceva, nu știu dacă se vede pe cameră, pe aici, nu mai știu pe unde, am niște pete așa stil, zici că, nu știu, albe, ca și cum ar fi fond de ten sau ceva de genul, dar nu-i fond de ten, dar nu știu cu ce s-a pătat, așa că mă duc, îmi văd și surioara, o văd care treabă, o pup. I-am lăsat cheia și am plecat către casă că am treabă. Durează cam mult, că altfel aș fi stat și eu să beau o cafea aici la ea, dar durează mult. Am ajuns acasă, n-am mai venit pe jos, până la urmă m-a adus un coleg de-a lui soră mea, am primit și un Coca-Cola și acum intru în treabă. Tare bine mi-a picat că n-am mai mers pe jos, că sincer să fiu nu prea aveam chef, dar într-un fel mi-am făcut așa în cap că trebuie să vin pe jos și veniam, ce era să fac? Și la plimbare, Marc și-a luat rolele, cu această ocazie mergem să luăm și pâine și vreau să iau niște afumătură, să fac ciorbică. Uite, vezi, Marc, au înflorit copăcei. Abia aștept să văd totul verde și să fie cald. Am luat jumătate de pâine, afumătură și o să mă apuc să fac ciorbă de perișoare. Am pus carne la dezghețat. Este 5:20. Pun ciorba să se facă la oala tefal. Cred că o să mă duc să fac curățenie la baie, că acolo nu am reușit să fac. Trebuie dusă și minișor tai-tai, dar să nu zic cuvântul fermecat pentru ea, că după aia nu-mi dă pace și stă numai pe mine. Și acum tot așteaptă. Hai să dea mama o din asta. Da? Așa. Du-te și fă-ți de lucru cu ea. Fă-ți de lucru acolo cu ea. Da! M-am apucat de ciorbiță și am pus zarzavatul la călit. Aici am carnea pentru perișoare, am pus sare, piper, puțină vegeta, o să adaug un ou și foarte puțin orez. Iar aici afumătura de care trebuie să mă ocup, să o tai imediat și să o spăl. Și cred că de data aceasta o să las ciorba, nu știu, undeva la 20 de minute la funcția pressure cook sau HP, cum se mai spune. Este teamă să nu mi se sfărâme perișoarele, pentru că sunt din carne de pui. Punem și ou.
Așa. O să pun imediat și orezul, amestec bine și pregătesc perișoarele. Să știți că în trecut nu obișnuiam să călesc zarzavatul atunci când făceam ciorbă. Cred că v-am mai spus. Căleam doar morcovul pentru ciorba la grec sau pentru cea de burtă, că îmi plăcea cum dădea culoare la ciorbă. Dar de când am această oală, îmi place să fac ciorba cu zarzavatul călit. Dă un alt gust la mâncare, mult, mult mai fain și parcă și culoare este mult mai faină la ciorbă. Zarzavatul pe care l-am călit, am adăugat apă, am pus și afumătura pe care am spălat-o înainte. Trebuie să mă apuc să formez perișoarele. O să pun sare, piper, pastă de tomate și borș. Iar la final o să pun pătrunjel verde și niște leuștean. Am adăugat și perișoarele. Trebuie să am grijă să nu le sfărâm. Iar acum o să pornesc coala și o să lăsăm să-și facă treaba. În cazul în care mai trebuie să adaug bulion, borș sau ceva de genul, o să pun la final. Așa. O să las la 20 de minute, că am cărnița de pui și chiar mi-e teamă să nu se sfărâme. Mă apuc să fac un chec simplu și vreau să fac și un chec cu banane, banana bread. Am acolo 3 banane pe care nu le mai bagă nimeni în seamă, așa că o să fac în seara aceasta și un chec simplu și o banana bread. Oala își face treaba, abia acum a intrat în presiune sau sub presiune, cum să-i zicem, minișor, da? Pregătim paletele pentru mixer, facem primul chec, checul simplu. Trebuie să pregătesc aici 180 grame de zahăr. Aș fi pus și niște zahăr vanilinat, doar că nu am. O să pun esență de vanilie. Nu știu dacă n-o să-l fac și cu cacao, simplu, încă nu am decis.
dragilor, ciorbița este gata. Am pus la răci pentru mine și pentru Selena, că Marc nu vrea să mănânce ciorbă, așa că pentru el o să găsim altceva de mâncat. Ciorba a ieșit foarte, foarte bună. A fost nevoie să mai adaug puțin borș și verdeața la final. Aici am scos banana bread, pentru că e o cantitate mai micuță și s-a făcut mai repede decât checul. Iar în cuptor mai avem checul care trebuie să fie gata și el imediat. Și abia aștept să mănânc banana bread, că miroase demențial de bine. Am scos și checul din cuptor, dar că trebuie să-l las la răcit ca să-l pot tăia. Aici avem banana bread. Am luat-o și am tăiat-o. De fiecare dată când fac în tavă așa mai micuță, îmi crește, după care se lasă în jos, și am pățit și când am făcut în tava asta de chec. Cred că o dată sau de două ori mi-a rămas așa crescut în sus. Dar de cele mai multe ori mi s-a lăsat. Important este să fie gustul bun, asta mă interesează. Bineînțeles că mi-ar plăcut să fie și mai checul mai pufos, dar asta e, vedem cum a ieșit. Încă nu m-am apucat să gust. Este destul de târziu, este 9 fără 10. O să mă duc imediat să-l bag pe Marc la băiță, Selena a terminat. Pregătesc pachetul Selenei, doar că nu știu că va merge mâine la școală, să vedem cum se simte. Dacă se simte bine, va merge la școală, dacă nu, nu. Astăzi a avut așa o zi în care nu s-a simțit bine, dar eu totuși pregătesc pachetelul ca să fie făcut, că știți și voi cum e dimineața, e destul de agitată și nu-mi place să mă încarc așa cu multe lucruri de făcut. Ia să mă apuc să tai checul. Selena vrea să mănânce. Și vrea așa o felie mai călduță. Adevărul e că și mie îmi place să fie checul cald, cozonacul la fel, cornulețele. De fapt, pot să zic că îmi plac ambele variante, și să fie rece și să fie cald. De exemplu, la banana bread îmi place să fie rece. Mi se pare că e mult mai bun checul așa rece la varianta asta cu banane. Iar la asta îmi place să fie așa fierbinte, îmi place și să fie și când e rece în ghilimele, la temperatura camerei, răcit să zicem așa, dar cum e cozonacul, cornulețele acelea pufoase pe care le fac cu gem sau cu Nutella, îmi plac mult mai mult atunci când sunt calde. Și mâine sau poi mâine vreau să fac rețeta soacrei mele la pâine și o să vă zic și vouă rețeta și o probăm. Este pâine cu cartofi, cred că e cea mai bună pâine de casă pe care am mâncat-o vreodată și nu este genul acela de pâine care se sfărâmă atunci când s-a răcit, atunci când o tăiem a doua zi sau ceva de genul. Deci rămâne foarte moale, pufoasă, proaspătă și a doua zi. Am mâncat duminică când am fost la cumnata mea și mi-a plăcut foarte, foarte mult. De aia zic că nici nu vreau să-mi imaginez cât de bună este caldă atunci când o scoți. Uite că pe ăsta l-am dat peste cap, că m-am chinuit cu o mână. Atunci când o scoți din cuptor, cred că e demențială. Așa că o să facem mâine sau poimne și o să vă arăt și vouă și o să vă zic și vouă rețeta. Dragilor, eu o să închei acest filmuleț. Noi v-am pupat cu mare, mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!